sfârșit avem parte de temperaturi pozitive dimineața. Nu, în sfârșit știe ce face de 1 mai, va fi liberă de 1 mai, eu de Paște, așa facem. Dar tu de ce dezvălui așa din nu timp? Contează, da? Știi cum nu contează, știi că o să schiezi, da. E foarte fericită, evident. Bun. Iuliana este alături de noi, bun găsit. Bună dimineața. Și eu mă bucur pentru ea. Și eu mă bucur cu ea, pentru că și eu voi fi liberă de 1 mai. Și tu ești liberă de 1 mai, bravo. Ne pare rău, Valentin, noi o să alegem ori mare, ori munte, pentru că se va și schia, la mare vor fi temperaturi ridicate, vorbim despre vreme caldă. Din această săptămână vorbim deja despre temperaturi de până la 20 de grade Celsius, dar asta spre sfârșitul săptămânii. Până atunci, mai avem câteva zile cu vreme destul de închisă, cu precipitații, în special în zona sudică. Astăzi ne așteaptă o vreme capricioasă, dar cu temperaturi mult mai ridicate. Astăzi, maxima națională va fi de până la 13-14 grade, cel mai cald se anunță prin Maramureș. Bine va fi și în zona sudică, vorbim despre temperaturi în sfârșit cu plus. Astăzi vor fi ceva precipitații prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea, prin Transilvania, dar vorbim de ploi și neînsemnate cantitativ. În zonele montane va mai fulgui, spun meteorologii, dar asta pe timpul nopții, iar ziua, la altitudini de peste 1800 de metri, vorbim și despre precipitații mixte. Începem ziua optimiști, cu temperaturi, așa cum vă spuneam, în creștere. Dacă astăzi vor fi cam 5 grade în capitală, miercuri vorbim despre o maximă de până la 13-14 grade. În schimb, astăzi avem o zi destul de închisă, cu temperaturi atât de 5-6 grade, 7 grade sunt prognozate în Slobozia, prin Nunca, Dunării, temperaturi de până la 10 grade prin Călăraș, 6 grade sunt prognozate în Giurgiu. O vreme închisă cu precipitații, dar de mâine se mai îndreaptă situația. De miercuri deja vorbim despre o vreme foarte frumoasă în Muntenia. În Oltenia cam aceeași situație astăzi. Vor fi temperaturi iată de până la 5-6 grade, cel mai bine prin Râmnicu-Vâlcea, 4 grade sunt prognozate în Slatina, 3 grade prin Craiova. În Banat nu va ploua, dar meteorologii anunță un vânt mai intens, în special în sudul Banatului. Un vânt din cauza căruia noi vom resimți temperaturile ceva mai coborâte decât indică termometrul. Chiar și așa vorbim despre, iată, valori termice de 10-11 grade prin Reșița, 10 grade sunt prognozate și în Lugoș, cu un grad mai puțin în Timișoara. O vreme închisă astăzi în Crișana, dar vorbim despre temperaturi ridicate. Iată, astăzi temperaturi de până la 10 grade în Oradea, 9 grade sunt prognozate în Arad, un cer mai mult acoperit de nord, dar fără precipitații. În nordul țării, în Maramureș, temperaturi ridicate, deja vorbim despre valori termice apropiate de cele normale pentru această perioadă, 12-13 grade prin Baia Mare, iată și în Satu Mare vor fi 12 grade la prânz, dar un cer mai mult noros. Prin Transilvania va mai ploua pe aici pe acolo, în schimb vorbim despre ploi neînsemnate cantitativ. Așa cum vă spuneam, în zonele montane înalte, la altitudini de peste 1800 de metri, mai vorbim și despre precipitații mixte, iar pe parcursul nopții va mai fulgui. Un vânt intens în zonele montane, în schimb, iată, temperaturi de 10-11 grade prin Alba Iulia, Târgu Mureș, 6 grade sunt prognozate la Miercurea Ciuc, bine și în Brașov, 10 grade cu plus și o vreme destul de bună, fără precipitații acolo. În Moldova astăzi temperaturi pozitive, nu mai vorbim despre valori termice negative, până și în Bucovina, iată, vor fi 3-4 grade, 5 grade sunt prognozate în Botoșani, iar în sudul regiunii, prin sudul Moldovei, vor fi cam 6-7 grade prin Galați. Și aici vorbim despre ploi, dar neînsemnate cantitativ. În zona litoralului o vreme închisă astăzi și un vânt mai intens, temperaturi iată de până la 12 grade, 9 grade sunt prognozate în Tulcea, iar la Sulina maxima va fi de 7 grade Celsius. Pentru capitală sunt vești bune. Dacă începem săptămâna cu ceva ploi și o maximă de cel mult 5 grade Celsius, în zilele următoare deja ne revenim la normal, temperaturi de până la 13-14 grade poimâine și soare destul de generos. În zonele montane astăzi vor mai fi valori termice negative doar la altitudini mai mari. Prin nordul Carpaților Orientali, mai exact pe Ceahlău, vor fi minus 4 grade, un cer mai mult noros. Așa cum vă spuneam, precipitații mixte prin Predeal și Păltiniș, dar valori termice pozitive. Ceva nisori pe la Sinaia și o maximă la pragul Înghețului, 0 grade acolo. Mâine ne așteptăm la o zi și mai bună, cu temperaturi în creștere, cu maxime de până la 13-14 grade. Cel mai bine rămâne prin nordul țării și prin dealurile de vest. Cam atât despre vreme pentru moment. Valentin, Olivia?